Vorbeam mai devreme de realizări și v-aș întreba, guvernarea, intrarea la guvernare alături de PNL și UDMR, mă rog, și minorități, e o realizare a Partidului Social Democrat? Și eu vă spun sincer că știu că colegii mei chiar nu. Deci, e doar părerea mea personală. Pot să spun că nu știu, nu cred că a fost cea mai bună decizie. Dar făcând parte dintr-o echipă și respect echipa și mă încolonez în spatele liderului și în spatele echipei, liderilor mei, ei au decis, înseamnă, nici nu am experiență politică, ca să spun, v-am spus, sunt un an în politică. N-am experiență politică să gândesc în viitor care e cea mai bună soluție pentru Partidul Social Democrat. Dar eu poate nu sunt chiar așa mulțumit, eu personal. Dar am încredere în conducătorii mei, am încredere în liderii mei și eu cred că mi-au demonstrat până acum că ceea ce au gândit ei în viitorul apropiat și în viitorul mediu au fost niște decizii înțelepte.